prietene, am primit o întrebare despre minunea învierii lui Lazar, prietenul, cel pentru care Mântuitorul Hristos a lăcrimat. Sigur, sunt multe minuni în Evanghelie descrise pe care Mântuitorul Hristos le săvârșește, împărtășește cuvântul, vestea sau vestile cele bune despre apropierea împărăției cerurilor, întotdeauna sunt însoțite de fapte, cuvânt și faptă, cum zice Sfântul Luca, referindu-se la Evanghelia sa, vorbește de faptele, ta pragmata, faptele Mântuitorului Hristos, cuvânt și faptă, de unde și credibilitatea Mântuitorului Hristos. Există însă trei învieri, alte învieri, învierea lui Lazar nu este singulară, mai este învierea văduvei fiului văduvei din Nain și învierea fetei, fetiței, copila de 12 ani, a lui Iair. Găsim aceste istorisiri în Evanghelile sinoptice, însă învierea lui Lazar o găsim în Evanghelia Sfântului Ioan. Așezat într-un anume moment în construcția Evangheliei Sfântului Ioan, eveniment premergător urcării Mântuitorului Hristos la Ierusalim, locul în care peste puțină vreme va fi, deși este primit într-un anume fast, va fi trădat, vândut, judecat pe nedrept, crucificat, ucis, îngropat. Învierea lui Lazar are, am zis, un anume loc important în Evanghelia Sfântului Ioan. Se pare că întârzierea Mântuitorului a fost intenționată. Întârzierea de a merge, deși fusese chemat la Lazar, care era bolnav, Mântuitorul Hristos a fost înștiințat că Lazar este bolnav. Și afirmația Mântuitorului este oarecum contradictorie, dar ne pune pe gânduri. Nu merge ca să-l vindece, face un alt gest, merge ca să-l ridice din mormânt, să-l scoată din mormânt după 4 zile de la moarte. Ei, în capitolul 11 din Evanghelia Sfântului Ioan, găsim aceste detalii. Era bolnav un oarecare Lazar din Betania. Lazar nu era un oarecare. Casa lui Lazar, în care adesea poposea Mântuitorul Hristos, prietenia dintre Lazar, Marta și Maria, conversațiile de care vorbesc evangheliile pe care le are Mântuitorul Hristos cu Maria și cu Marta, arată că acolo era nu o relație de oarecare. Învierea lui Lazar, spre deosebire de învierea Mântuitorului Hristos, este o resuscitare. Îl ridică Mântuitorul Hristos prin puterea Tatălui pe Lazar, îl ridică spre aceeași viață, arătând puterea lui Dumnezeu de a ridica morții din morminte. Dar este o ridicare spre aceeași viață, pentru că Lazar, care tradiția spune, mai trăiește vreme de 30 de ani, ajunge undeva în Cipru, mormântul lui este în Larnaca. Sunt câteva istorii legate de consacrarea lui, de numirea lui ca episcop al insulei de către Sfântul Apostol Pavel și de către Barnaba. Lazar este ridicat, înviat, resuscitat spre aceeași viață, anticipând, de fapt, învierea, este chip, este tip, învierea Mântuitorului Hristos, care nu este înviere spre aceeași viață. Trupul Mântuitorului, există o listă de diferențe între trupul transfigurat al Mântuitorului Hristos, lipsa lui de corporalitate și totuși, lumina,
o grămadă de diferențe. De ce această minune? Se pare că această minune a fost picătura care a umplut tot paharul. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 11, găsim detalii că din această pricină căutau iudeii să-L omoare pe Hristos. Învierea lui Hristos rămâne o istorie adevărată pentru noi cei care credem cu privire la iubirea Mântuitorului Hristos, iubirea care varsă lacrimi văzând mormântul, sfârșitul omului, mormântul ca sfârșit al omului, sfârșit nedrept, pe care El, prin moartea și învierea sa, îl vindecă. Pe curând, prieteni!